Săruna, doamnă, de ceva luni, de câteva luni sunteți directorul Institutului de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Valea Călugărească. Cum vi se pare această poziție, v-aș întreba în primul rând, pentru că sunteți oarecum nou pe această poziție, și după aceea să vorbim un pic despre cercetare, despre ce face Institutul și vinificația și viticultura în general. Da, este o încercare a vieții pe care încerc să... la care încerc să răspund cu toată puterea și dorința mea de a realiza ceva bun la Valea Călugărească. Care sunt cele mai importante rezultate din ultima perioadă și aș îndrăzni să vă întreb cu ce noutăți la Indagra 2011? Da, cercetarea întotdeauna a avut o activitate laborioasă. Poate de multe ori n-am știut să ne prezentăm rezultatele. Trebuie neapărat să vorbim de soiurile noi, nou create, soiuri care sunt realizate la cerințele pieței naționale și adaptate condițiilor noastre. Sunt soiuri deosebite pe care vrem să le punem în valoare. Cum vedem noi această valorificare a lor? Prin realizarea microvinificărilor la Institutul Valea Călugărească, realizarea loturilor de vin pe care să le prezentăm consumatorilor și celor interesați. Ideea nu este originală, este ceea ce am văzut eu la Rauscedo în Italia. Acolo, în momentul în care un cumpărător solicită un soi de viță de vie, este invitat să deguste vinul și dacă vinul îi place, atunci își va alege și soiul respectiv de viță de vie. Institutul a avut și bănuiesc că mai are încă un fond genetic valoros. Ați avut și o pepinieră destul de importantă și cu foarte multe soiuri noi aduse și promovate cele existente. Cum se stă acum la Institut? Cu eforturi deosebite am reușit să păstrăm ce am avut, să conservăm. De ce spuneți cu eforturi deosebite? Eforturi deosebite pentru că întreținerea plantațiilor de portaltoi, a colecțiilor de soiuri de viță de vie înseamnă mulți bani. Ori aceste cheltuieri pe care le-am realizat s-au realizat cu eforturi proprii. Deci nu a existat o subvenție sau niște fonduri speciale de la buget pentru a întreține, a păstra aceste plantații. Cum reușiți să realizați veniturile necesare susținerii cercetării și nu numai, că dumneavoastră aveți și suprafețe de producție? Da, în general 10% din venituri sunt venituri din proiecte pe care le câștigăm în competiție națională, care nu este ușoară, iar 90% venituri proprii din butașii de viță de vie pe care îi comercializăm, din vinurile pe care le vindem, prin diferite servicii pe care le realizăm producătorilor și, în ultimul rând, din organizarea degustărilor la Valea Călugărească, pentru că întotdeauna vinurile trebuie cunoscute și descrise acolo unde ele se produc, pentru că există anumite simțăminte, anumite trăiri care nu pot fi înțelese decât la locul de origine a vinului. Este greu, este ușor în aceste condiții? Cel puțin, din câte îmi spuneți, simplu nu este. Simplu nu este, dar cu dragoste totul se poate realiza. Vă doresc foarte mult succes!